Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. S-a dezlănțuit natura în nordul țării, doi oameni și-au pierdut viața și peste 30 au fost răniți. Anchetă uriașă la Spitalul Nicolae Robănescu din capitală după incendiul de aseară, de vină ar fi fost o pană de curent. Și este alertă la Mamaia după ce un bărbat a fost găsit mort, fusese bătut, înjunghiat, apoi criminalul ars cadavrul. Este dezastru după furtunile extrem de violente care au lovit nordul și vestul țării. La Oradea, rafalele au avut forța unui uragan și au luat pe sus acoperișuri. Zeci de copaci au fost puși la pământ. În Maramureș, un bărbat a murit strivit de mai multe grinzi de lemn doborâte de vijelie. Iar pe Transalpina, un arbore căzut peste o mașină în mers a ucis o femeie. Peste 2000 de intervenții au avut pompierii de la ISU în ultimele 24 de ore. În județul Bihor, natura s-a dezlănțuit cu o forță nemaivăzută. Orădenii fuseseră anunțați de meteorologi că vine furtuna, dar ce a urmat a depășit orice imaginație. În puțin peste o oră, rafalele puternice de vânt au spulberat tot ce au întâlnit în cale, inclusiv mai multe acoperișuri, printre care și cel al bibliotecii universitare din oraș. Zeci de oameni și-au găsit mașinile distruse după ce copacii au căzut peste ele. Aia era o mașină, bă, fratele meu. Ora de astăzi, Doamne ferește, știi, a fost o furtună groaznică. În viața mea n-am văzut așa ceva. Orădenii mei, sper că sunteți bine. Vântul puternic a spart și geamurile unui cunoscut restaurant din oraș. Proprietarii spun că nu au văzut vreodată asemenea urgie. Hai să mergem de lângă geamuri mai bine. Până și stâlpii de iluminat au fost dobărâți. Asta e cablul de curent, taci și jos. O astfel de furtună începe să semene din ce în ce mai mult cu un uragan, o confirmă și meteorologii. Am avut într-adevăr în zona Oradea rafale de peste 100 de km pe oră, au fost și prin Transilvania, Moldova, iar astăzi aceste fenomene coboară spre centru-est, iar diseară și în partea de sud putem să avem rafale de vânt, inclusiv în capitală ne așteptăm să fie intensificări ale vântului spre orele serii. În județul Alba, vijeliile au făcut și o victimă pe șoseaua Transalpina. Un copac a căzut peste o mașină aflată în mers, în care se aflau doi oameni. Arborele s-a prăbușit pe plafon, care a strivit o femeie. Până la sosirea echipajelor de intervenție, alți șoferi au efectuat manevrele de resuscitare. În zadar însă, celălalt pasager a fost rănit și a fost dus la spital. Traficul a fost blocat în zonă pentru mai multe ore. Și în Maramureș a fost prăpăd. În localitatea Băița de sub Codru, un bărbat a murit după ce mai multe grinzi din lemn, luate de rafalele puternice de vânt, au căzut peste el. Omul încerca să demonteze un hambar, tocmai ca să nu fie doborât de vijelie. O furtună puternică de câteva minute a făcut dezastru și în localitatea Firiza. Vântul a smuls copacii din rădăcini. Baraj Firiza, după tornadă, rups de la jumate. O porțiune de vreo 50 de metri lățime. Oamenii spun că nu au văzut niciodată așa ceva. A venit toată furtuna, a intrat orubnucul, a plecat mai departe, ne-a dezvălit casa, ne-a rupt acolo mai mulți pom. Niciodată n-am văzut așa ceva, niciodată. Foarte mare furtună. Aici suntem cazați și deci ne apropiam de aceea, vedeam copacii. Nici dânsii n-au mai văzut de că nu creează aici la... pensiune, așa ceva. A fost cod roșu de furtuni și în alte zone. La Vaslui a fost pericol de explozie după ce o bucată din acoperișul unui restaurant a căzut într-o benzinărie și a fisurat un rezervor încărcat cu câteva tone de gaz. Pompierii au intervenit însă la timp și au înlăturat resturile. O altă bucată de acoperiș a fost luată de vânt și s-a prăbușit peste un autobuz plin cu oameni. Două persoane au fost rănite. Din cauza furtunii, peste 700 de oameni din 4 localități au rămas fără curent electric. O furtună de o oră a băgat spaima și printre locuitorii Bacăului. Peste 2000 de intervenții ale ISU au avut loc în ultimele 24 de ore. În schimb, la Suceava, oamenii au avut ocazia să vadă imagini spectaculoase. Chiar în timpul furtunii, când cerul era plin de fulgere, și-a făcut apariția un curcubeu.
Este alertă în sudul Europei, temperaturile istorice pârjolesc țări întregi. Grecia și Italia se luptă în continuare cu incendiile și, ca și cum nu era de ajuns, au lovit și furtunile violente, iar mai mulți oameni și-au găsit sfârșitul. Detalii vă aduc în câteva momente în jurnal. Este anchetă la Centrul de Recuperare Nicolae Robănescu din Capitală după incendiul de noaptea trecută. Autoritățile spun că transformatorul care a explodat era nou, iar explozia s-ar fi produs în urma unei pene de curent. Copiii duși azi noapte de urgență la Marie Curie au început să fie transferați înapoi în saloanele de la Robănescu. Unitatea medicală primește acum curent de la două generatoare, unul propriu și unul de la ISU. Asta este sistemul public în acest moment. Puțin după ora 22, o bubuitură a trezit întregul cartier Berceni. Totul a pornit cu explozia unui transformator aflat în camera tehnică a spitalului, chiar aici în față. Imediat a izbucnit un incendiu care s-a extins rapid la fațada clădirii și la două mașini parcate în fața camerei tehnice. La centrul de recuperare, dr. Nicolae Robănescu, care este în curtea spitalului Marie Curie, erau internați peste 100 de copii. Toți au fost evacuați de urgență. S-a auzit deodată o bubuitură, copilul meu s-a speriat foarte tare, dintre care a intrat în panică din acel moment. La un minut după bubuitură am înțeles evacuat toată lumea că a luat foc, incendiu. Suntem traumatizați. E și normal să rămân cu sechele și cu frică, deci mi-aduc aminte total de momentul acesta, nu pot să uit. Relocarea copiilor internați a durat o oră, spun cei de la spital. Am trimis și asistentele și medicii de la noi din spital să verifice starea lor. Explozia ar fi avut loc după o pană de curent de o oră. În acest timp, spitalul a fost alimentat cu energie de la generatorul propriu. Transformatorul ar fi cedat în momentul în care s-a reluat alimentarea de la rețea. Managerul de la Robănescu a sesizat Enel de două ori datorită acestei pene de curent. Sunt cetățeni de aici din zonă care nu au avut curent. Centrul Robănescu este acum alimentat din nou cu curent, însă de la două generatoare, unul al spitalului, unul al pompierilor. Transformatorul care a explodat aparține unității medicale, iar furnizorul care alimentează restul străzii cu energie electrică nu se ocupă de administrarea lui. Totul depinde doar de abonat, că este partea lui de instalație. Asta este partea noastră, după cum vedeți, este în regulă, nu e afectată. E doar partea lui. Când își rezolvă, îl putem alimenta. Deoarece spitalul are curent de la generatoare, o parte dintre cei mici au putut fi transferați înapoi în centrul de recuperare. Discutăm de copii cu dizabilități care au nevoie de proceduri de recuperare, adică prin orice zi de recuperare este important. Instalația electrică din camera tehnică este nouă, spun reprezentanții spitalului. Din acest motiv a fost demarată o anchetă. Era în garanție, era nou, dar suntem convins că cei care sunt abilitați să fac această anchetă, o să vină cu lămuririle. Mi-aș dori foarte mult să fie într-o perioadă mai mult decât rezonabilă. O să ne facem un plan de acțiune pe perioada următoare. Asta este sistemul public în acest moment. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, spunea la finalul anului 2021 că multe spitale din România au instalații electrice vechi chiar și de 130 de ani. De altfel, în același an au avut loc numai puțin de 11 incendii în unitățile sanitare publice din România. Majoritatea dintre ele au pornit de la defecțiuni ale circuitelor electrice. O crimă pune pe jar stațiunea Mamaia. Un bărbat de 69 de ani a fost găsit mort la baza sportivă Neptun. Fusese bătut și înjunghiat de mai multe ori și, ca să-și ascundă urmele, ucigașul a incendiat trupul. Un client care a venit de dimineață la baza sportivă a făcut descoperirea, la ora 7 dimineața. A văzut că bărbatul care păzea locul nu răspunde la telefon, așa că a mers la recepție. Acolo l-a găsit fără suflare. Imediat a dat alarma la 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ care a găsit pacientul de sex masculin decedat și care prezenta arsuri pe o suprafață importantă a corpului și alte traumatisme, leziuni incompatibile cu viața. Mai multe echipe de criminaliști au ajuns la fața locului și au izolat zona. Deocamdată adună probe, dar nu știu cine ar putea fi făptașul. Anchetatorii ar fi găsit acolo și arma crimei, un cuțit. Victima este chiar tatăl celui care deține terenurile de tenis situate pe malul lacului Sutghiol
de la intrarea în Mamaia. Am fost sesizați în această dimineață cu privire la faptul că în recepția unei baze sportive din Mamaia a fost găsit cadavrul unui bărbat de 69 de ani care prezenta urme de violență. La momentul de față, echipe de cercetare și de investigatori se află la fața locului pentru a stabili care este situația de fapt. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor deosebit de grav și îl caută acum pe criminal. Nu a fost o noapte prea liniștită la Calafat, s-a lăsat cu focuri de armă pe străzi, polițiștii au împușcat un bărbat pus pe ceartă care i-ar fi atacat. Totul s-a întâmplat când o mașină nu a oprit la semnalele polițiștilor, a început o adevărată urmărire pe străzi, iar într-un final aceștia au reușit să blocheze autoturismul. Înăuntru se aflau doi indivizi, iar unul dintre ei a sărit la polițiști. Mai întâi oamenii legii au tras un foc de avertisment, dar pentru că era în continuare agresiv, au tras alte două focuri de armă la picioare. Bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost rănit și a fost dus la spital. Șoferul nu avea permis de conducere și în plus era băut. Tragedie la Craiova. Doi soți au murit după ce s-au intoxicat cu insecticid. Deranjați de insectele din casă, au încercat să scape de ele. Au fost însă neglijenți și au dormit chiar în încăperea unde dăduseră cu spray. Familia a chemat ambulanța prea târziu. Cei doi au murit la spital. Vă avertizăm, urmează informații ce vă pot afecta emoțional. Cei doi soți, un bărbat de 63 de ani și soția sa în vârstă de 57, erau din localitatea Sopot, dar de câteva luni se mutaseră în Craiova. Aseară ar fi fost la o petrecere, iar când s-au întors, au găsit casa plină de muște și țânțari. Au dat cu spray peste tot, mai ales în dormitor. Apoi s-au dus la culcare. În timpul nopții, substanțele otrăvitoare au umplut camera și au început să se simtă rău. Fica lor i-a găsit inconștient și a sunat imediat la 112. Având o ambulanță, așa i-au luat, i-a pus pe targă, n-am văzut pe bărbat că l-a luat. Dar pe ea n-am văzut, pe mine n-am văzut-o, eu cunosc pe amândoi. Că sunt de vreo două luni de zile sunt cu ea, nu mai mult. Era însă prea târziu, iar starea lor se agravase mult. Cei doi soți au ajuns la spitalul județean de urgență de dimineață, însă medicii nu le-au mai putut salva viața. Au murit câteva ore mai târziu. Pacienta a prezentat vărsături care s-au repetat. Au fost chemați membrii familiei la domiciliul celor doi, însă ambulanța a fost solicitată de către aceștia destul de târziu, după ce simptomatologia celor doi s-a agravat semnificativ. Stare foarte gravă, au ajuns la unitatea de primiri urgențe la un interval de timp destul de mare după debutul simptomelor. Folosești spray-ul? Nu. De ce? Vă e frică să... N-am umblat eu cu prostii de ăștia niciodată. Mai bine fac foc lângă mine acolo. Dau... riscant. Da. Dau la o urtie foc. Am mai trecut avioanele așa pe sus și dimineața, dar cred că nu se face față. Foarte mulți sunt sali. Da. De ce? Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Medicii ne avertizează să fim atenți atunci când dăm cu insecticid prin locuință. Geamurile nu trebuie să stea închise mai mult de 20 de minute, apoi obligatoriu se aerisește. De asemenea, nu avem voie să stăm în încăperile în care am folosit insecticidul. A fost alertă în Craiova după ce un deținut care era în permisie a vrut să se arunce de la etajul 7 al unui bloc. Pompierii au intervenit de urgență și au pus pe asfalt în fața blocului o saltea imensă. Bărbatul de 51 de ani nu a apucat să sară. După câteva zeci de minute de negocieri, deținutul a fost convins să nu recurgă la gestul extrem. A primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost încătușat. Ce s-a întâmplat? De ce vrea să vă aruncați? Individul era deținut la penitenciarul din Craiova și trebuia să se întoarcă astăzi. Fica lui a sunat la 112 și a anunțat că bărbatul amenință că se va arunca în gol pentru că nu voia să se întoarcă în închisoare. Bărbatul a fost condamnat în 2011 la 16 ani de închisoare pentru omor. Un incendiu de proporție a izbucnit în această după-amiază în București. 17 case au fost cuprinse de flăcări, iar 4 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Mai bine de 6 ore s-au luptat pompierii cu flăcările care s-au extins cu repeziciune din cauza vântului. Zeci de persoane au fost evacuate din casele afectate, dar și din locul alăturat, unde locatarii riscau să se intoxice cu fum.
A fost alertă maximă în sectorul 3 din capitală după ce o casă a fost cuprinsă de flăcări, iar incendiul s-a propagat cu repeziciune la toate locuințele din apropiere. Această femeie locuiește pe strada unde a izbucnit incendiul, iar flăcările au ajuns și la locuința ei. De la 3 fără un sfert a venit pompierii și nu s-o face nimic, a ars toată strada. Toate casele au ars pe partea dreaptă și pe față și pe spate. Sunt în oglindă casele. Peste 100 de oameni au fost evacuați din casele afectate, dar și din blocul de lângă. Am ieșit singur din casă. Mi-am dat seama de că este incendiu, s-ar putea să mă afecteze și am plecat. Un fum negru vis-a-vis de casa mea, e un fum negru din acoperiș așa. Și au sărit de la casele respective materiale de construcții care au luat foc chiar lângă gardul, de lângă noi. Da. Oricum, jandarmii au evacuat toată clădirea. La asta ne gândeam și noi, cei care au rămas fără casă, fără îmbrăcăminte, fără documente. O persoană a fost transportată de urgență la spital, avea mai multe arsuri. Suprafața afectată este de aproximativ 700 de metri pătrați. Bilanțul estimativ al proprietăților afectate până în acest moment, repet, este bilanțul estimativ, este în jur de, sunt 17 proprietăți. Au fost asistate medical 4 persoane. Incendiul ar fi pornit de la un aparat defect de aer condiționat de la mansarda uneia dintre locuințe. Cel puțin asta au aflat cei care locuiesc în casele unde s-a produs incendiul. Ei ne-au mai spus că distanța dintre clădirile de pe alee este de nici 2 metri, așa că flăcările s-au putut extinde extrem de ușor, mai ales dat fiind vântul care bate cu putere. Incendiul a fost stins în totalitate abia după 6 ore. 8 profesori și inspectori școlari din Mehedinți s-au fost duși la audier la crimă organizată. Se pare că ar fi ajutat mai mulți elevi să ia bacul. Totul contra cost. Polițiștii au verificat 160 de lucrări și 140 erau identice. Suspiciunile de fraudă au apărut anul trecut în toamnă, imediat după sesiunea din septembrie 2022 a bacalaureatului. Au fost făcute controale și doar 39 de lucrări au fost anulate atunci. Mai mulți elevi care nu au reușit să ia bacul din prima ar fi fost ajutați în toamna anului trecut de profesori să promoveze. Ar fi primit răspunsurile de la examen și ar fi plătit pentru ele. Profesori și inspectori școlari din Mehedin sunt suspecți în acest caz. Polițiștii au făcut percheziții la casele lor. 7 dintre ei au fost găsiți, însă un inspector școlar era plecat din țară și anchetatorii l-au chemat de urgență și pe el la audieri. Ați luat amită? Ați luat amită, doamnă? Ați fraudat bacul? De ce ați fost reținut? Presupusele fraude ar fi fost descoperite încă din 2022, imediat după sesiunea de bacalaureat. Atunci profesorii care au corectat lucrările au făcut sesizare la Ministerul Educației. Au descoperit foarte multe lucrări care erau identice. A existat și atunci o comisie internă și 38 de lucrări au fost anulate, iar candidații au fost respinși. Ancheta nu s-a oprit aici. De-a lungul timpului, în această perioadă, organele de cercetare penală ne-au solicitat diferite documente, înregistrarea audio-video pe care le-am pus la dispoziție. Poliția analizează acum și mai multe imagini filmate de camerele de supraveghere pe care, spun surse din anchetă, se observă frauda. Au fost verificate până acum 160 de lucrări și 140 erau identice. Autoritățile continuă ancheta și urmează să se stabilească ce se va întâmpla și cu elevii implicați în acest dosar. Peste 20 de copii au ajuns la spital cu stări de rău după ce au fost la un strand de lângă Sibiu. Cu toții se pare că ar fi făcut toxinfecție alimentară. Echipajele medicale au intervenit de urgență, iar copiii au primit îngrijiri. Doar unul dintre ei a fost externat. Aici a fost pregătită mâncarea. Eu. Da, mâncarea, sigur. 23 de elevi, un profesor coordonator, un asistent medical și doi părinți au ajuns luni seara la un resort turistic din Avrig, unde urmau să rămână până la sfârșitul săptămânii. Primele două zile s-au distrat la piscină și au mers în drumeții prin zonă. Seara însă a început coșmarul. Au plecat într-o plimbare prin Avrig. S-au întors seara, înainte de masă, la 2-3 copii. Au apărut simptomele de vomă și să le fie rău. Parte din ei au mai servit cina, altă parte nu. După ce au servit cina, cei care nu le era rău, unul câte unul, pe rând, au fost afectați de virus.
23 de copii cu vârste între 12 și 14 ani au fost duși de urgență la spitalul de pediatrie, iar 22 dintre ei au rămas internați. Cei care administrează localul unde s-au cazat copiii susțin că focarul de toxi-infecție nu ar fi pornit din cauza lor. Chiar și noi am servit masa din preparatele care s-au făcut. Cel puțin luni seara a fost un pireu cu pulpă de pui dezosată pe grătar, unde și noi am mâncat acolo. Nici o altă persoană din afara grupului de copii nu a mai avut alte sesizări? N-am avut sesizări. Alarma la 112 a fost dată de unul dintre adulții care însoțeau grupul. Niciunul nu a dorit să comenteze cele întâmplate și au spus că așteaptă rezultatele anchetei începute de Direcția de Sănătate Publică din Sibiu. Colegii noștri au recoltat probe din alimente, din materiile prime din care s-au produs alimente și au verificat și starea de sănătate a personalului care au participat la prepararea hranei în acea locație. Se pare că între prânz și cină au servit alimente și din altă locație decât cea unde au fost cazați. Discutăm de produse de patiserie, ceva prăjituri, și am extins verificarea și ancheta epidemiologică și în această nouă locație. Și inspectorii Direcției Sanitar Veterinare s-au autosesizat și au început o serie de controle la mai multe unități de cazare din județul Sibiu. În urma deficiențelor descoperite au dat amenzi de 20.000 de lei, dar și două avertizmente. A fost și astăzi zi de foc în România, cu 40 de grade în sudul țării, în unele locuri chiar 42. Ambulanțele au făcut față cu greu numărului mare de apeluri. Oamenilor li s-a făcut rău și au avut nevoie de ajutor. Mulți erau în casă când au chemat salvarea. La noapte și mâine însă ajungem în cealaltă extremă. La munte vor fi și 14 grade, iar în rest 22-24. A fost haos la Spitalul Județean din Galați, la Unitatea de Primiri Urgențe. Răpuși de căldură, oamenii au înroșit linia 112. Păi e rău, așa e? Căldură mare! Rău, așa e? Căldură! Căldură mare, da? Bărbatul din imagine are 64 de ani. Era la muncă pe câmp și a stat atât de mult în soare, până i s-a făcut rău și a sunat după ajutor. Munca în soare, i s-a făcut rău. Și a apărut epistaxul anterior, sângerare nazală. Tensiune ușor crescută, recomandarea este de umbră în general, mai ales la bătrâni și copii, în special. Altora le-a venit de rău chiar în case, pentru că nu au aer condiționat. Numărul celor care au sunat la serviciul de ambulanță Galați a crescut cu 15% în ultimele zile. Cald în casă, doamnă, vi s-a făcut rău? Cald, așa e? Sunteți și cardiacă. De acasă, doamnă, v-a luat? Greu e în case, dar mai greu e la muncă, mai ales în brutării și covrigării, unde este foarte cald tot timpul. Norocoși sunt zilele acestea cei care lucrează la pescărie sau măcelărie. E foarte bine, la noi e rece, frig, ca dovadă că stau cu vesta pe mine. Este foarte greu, dar ne-am obișnuit, nu avem încotro. O 14 fără pierăcoare, e bine, eu fiind patroana stau toată ziua. Noi lucrăm cu pauze, dar sincer nu poți să lucri la oră, trebuie să-ți iei măcar 5 minute pauză. Să te recreezi un pic, să bei un pic de apă. Atunci e foarte grav. De la temperatura asta rece, ies afară la căldură. Nu prea ies. Stau aici. Este la fel. Ori așa, ori așa. Ne suntem obișnuiți să ne acomodăm, de fapt, și cu temperatura de afară și cu temperatura dinăuntru. Ne laudă că e foarte bine, peștele în siguranță, icrele, că acum e perisabilă marfa, ne laudă că e foarte frig la noi. Oamenii ne spune sănătate, să avem putere și să ne vedem cu bine a doua zi. Eu sunt într-o iarnă de când mă știu. Iarna e frig, vara tot frig. Cel mai răcoros, bineînțeles, că atunci putem să ne simțim în lagul nostru. Canicula poate avea efecte negative, chiar și în situații la care probabil nici nu ne-am gândit. Dacă în această perioadă vă parcați mașina în soare, înainte să coborâți, trebuie neapărat să luați din ea anumite obiecte, de exemplu, dezinfectantul și bricheta. Aceste două obiecte pot exploda dacă stau foarte mult timp în căldură. De asemenea, medicii ne recomandă să nu ne lăsăm în mașină atunci când este cald nici crema de față, crema de protecție sau crema de mâini, iar asta pentru că din cauza căldurii, loțiunea își pierde din calitate și nu este recomandat să o mai folosim după. Să nu mai contezi pe efect sau să ai o reacție iritantă la nivelul pielii, unor chiar alergizantă, dacă noi avem un fond alergic.
Ne putem da seama ușor dacă mai putem să folosim crema uitată în mașină. Din punct de vedere chimic, compoziția se modifică, se denaturează. Ai văzut, se sedimentează, se ajunge la suprafață o parte lichidă, uneori uleioasă, depinde de compoziția topicului. Nimic nu a mers bine în ultimele zile cu cod roșu de caniculă. Trenurile au întârziat în unele cazuri și 7 ore. De mâine, vremea va reveni la normal, spun meteorologii, odată cu trecerea unui val de aer rece peste țară. Temperaturile se vor încadra între 25 și 30 de grade Celsius. În Grecia, lupta cu natura devine inegală, flăcările distrug totul în cale, iar lupta titanică a salvatorilor pare în zadar. Țara e în război cu focul, spune premierul. Bilanțul deceselor a ajuns la 3. Ultima victimă este un fermier găsit carbonizat. Aceeași soartă ca Grecia pare să aibă și Italia. Aici infernul s-a dezlănțuit în Sicilia, iar în Palermo, unde au fost temperaturi și de 47 de grade, au făcut ravagii. Peste 50 de focare au izbucnit în toată Grecia în ultimele ore. Scăpate de sub control, incendiile de vegetație provoacă în continuare distrugeri uriașe, iar lupta cu flăcările pare fără sfârșit. Iadul din țară a mai făcut o victimă. Un crescător de animale a fost găsit ars într-o baracă. Ar fi fost doborât în timp ce fugea din calea focului. Localitatea Genadi din estul insulei Rodos scăpase de furia flăcărilor până aseară. O schimbare bruscă a direcției vântului a fost însă suficientă să semene panică printre localnicii care se străduiesc să țină focul la distanță. My life now it's stopping. My restaurant, all everything it's take a fire, also my mom's house. And my house in the village, I don't know what happened. Totul este acoperit de funingine. Casele sunt acum pârjolite sau pustii. Oamenii au fost evacuați și le este frică să se mai întoarcă. We don't know from where we start. Now we don't have money to do something to rebuild the restaurant. We spend a lot of money this winter to change everything in machine and to rebuild the restaurant and everything is burned. Situația este la fel de gravă și pe insula Corfu, o destinație preferată a turiștilor, mai ales în nord-est. Rnios. Hola, mazi. Orea. Fazem o zborumă. Distrugerile vor lăsa urme de durată. Sute de locuințe, dar și hoteluri și restaurante au fost nimicite de flăcări. Λογικά πρέπει να το έχετε λήξει τη φλόγα τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν κόπηκε κανένα νόμι σας η πορεία αυτή. Γιατί υπήρξε αναζωπήρωση χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί με τους άνεμους έξαφηγε η φωτιά. Dezastrul e atât de mare încât poate fi observat și din spațiu. Pompierii greci sunt ajutați de colegi din alte 10 țări, printre care și România. În semn de recunoștință pentru intervențiile și efortul depus, salvatorii noștri sunt întâmpinați cu aplauze de localnici. Confruntarea cu focul este însă departe de a se termina. Alerta de risc extrem este în vigoare în aproape toată Grecia continentală, dar și pe insula Creta și pe insulele Ionice. Și Italia se luptă acum cu incendiile. În Sicilia, orașul Palermo este înconjurat de flăcări. Peste 1500 de oameni au fost evacuați după ce zeci de case au fost distruse de focul necruțător. Fumul face aerul irrespirabil, iar zeci de persoane au ajuns la spital intoxicate. Circulația trenurilor este în continuare oprită pe mai multe rute, iar mai multe zboruri sunt anulate. În ultimele 24 de ore au avut loc 700 de intervenții ale autorităților. Focul a ajuns și în Croația, lângă orașul turistic Dubrovnik, pe coasta Adriaticii. Peste 130 de pompieri au fost mobilizați, însă vântul a fost atât de puternic încât aeronavele de stingere nu au putut decola. Din cauza incendiilor, mai multe mine de teren rămase din războiul din anii 90 au sărit în aer. Arde și Portugalia. Peste 600 de pompieri se luptă acolo cu flăcările care sunt alimentate de vânt. Cea mai gravă situație este în Cascais, la 140 de kilometri de Lisabona. Țara este lovită și de o secetă puternică.
Vremea extremă provoacă haos în Europa, în timp ce sudul fierbe la temperaturi record sau este nimicit de incendiile de vegetație. Furtunile fac prăpăt mai la nord. În Italia, vijeliile au ucis 5 oameni, ploile au măturat totul în cale și a căzut grindină de aproape 20 de centimetri. Furtuni violente de vară au lovit peste noapte și regiuni din Germania, unde vântul a bătut cu peste 100 de kilometri pe oră. Italia este răvășită de incendii, dar și de furtuni periculoase. În regiunea Lombardia, vijeliile au făcut prăpăd. O fată de 16 ani care plecase în excursie se numără printre cele 5 victime. Adolescenta a fost ucisă de un copac care s-a prăbușit peste cortul ei. În regiunea Veneto a căzut grindină cum nu s-a mai văzut în Europa. Bucățile de gheață au avut și 19 centimetri. 10 oameni au ajuns la spital cu răni serioase. Vremea face probleme mari și la Berlin, în Germania. Ploi abundente și rafale puternice de vânt de peste 100 de kilometri pe oră au provocat pagube uriașe. Străzile au fost inundate, iar sute de mașini au fost avariate. În Elveția, un om și-a pierdut viața în timpul unei furtuni. Vântul a bătut aici cu o viteză record de peste 200 de kilometri pe oră. Poliția a făcut apel la populație să se adăpostească. Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de jurnalistul și realizatorul emisiunii Insider Politic, colegul meu Sebastian Zacman. Bună seara, Sebastian, bună seara. Bine ai revenit. Începem cu știrea, de fapt cu veștile care vin de la Palatul Victoria. Foarte bune. Foarte bune, nu? Vin în lanț scumpirile. Ce ne facem? Scumpirile majorările de taxe. Guvernul și-a dat seama că noi plăteam prea puțin la stat, la bugetul de stat. Și-a dat seama dintr-o dată. Calcul simplu, nu? Da, văzând gaura bugetară imensă, deficitul bugetar enorm, și-au dat seama guvernanții cum să facem să mai acoperim din datorie. Cea mai simplă soluție? Să le creștem taxele unor oameni care oricum își plăteau taxele, birurile foarte mari, deja foarte mari, la stat. Asta poate să facă orice copil de clasă aici primară. Aici voiam să te întreb. Spuneai o soluție foarte simplă, dar de ce să nu ne gândim la o soluție mai complicată care să le aducă și un bine acestor oameni care plătesc și nouă, celor care plătim taxe peste taxe? Cea mai simplă soluție pentru politicieni ar fi să mai dea afară, nu din oamenii care își fac treaba la stat, pentru că sunt bugetari și bugetari. Unii bugetari care muncesc și care țin în spate toată administrația, dar și foarte multe lichele sugative de partid, pile cunoștințe relații de care partidele nu se ating, de care guvernul nu se ating. Atenție, ei au spus că vor elimina 200.000 de posturi, dar sunt posturi vacante, pe care oricum nu le-ar fi plătit. Da, e ca și cum aș spune că eu am tăiat de la echipa de fotbal FCSB 20 care de fotbaliști, da, care tocmai a câștigat acum cu 1-0 în Bulgaria, am tăiat 20 de fotbaliști din lotul echipei. Fotbaliști care nu există acolo, dar care la un moment dat ar fi putut exista. Da. Așa e și cu domnul Ciolacu, cu reforma guvernului Ciolacu. Ei taie 200.000 de posturi care nu erau ocupate, nu erau bugetate, deci nu era o cheltuială. Sigur, ei s-ar fi gândit că anul viitor, rând cu 4 rânduri de alegeri, ar fi mers niște angajări în plus la stat, măcar niște mii sau 10.000, 10.000 de oameni. Însă, strângând cureaua acum de nevoie, sub presiunea găurii bugetare, au anulat aceste potențiale 200.000 de locuri la stat. Repet, asta nu aduce o economie acum. E ca și cum ai spune că tu renunți la două ciocolate pe care le-ai fi mâncat până la finalul lunii. Renunți. Exact așa a gândit și guvernul Ciolacu, însă asta nu ți aduce nicio economie și eu nu sunt la datoria istorică Bun, a României. Sebastian, ai spus foarte bine ce gândesc politicienii. Ce facem noi, oamenii de rând, care vedem scumpirile care și creșterile de preț care sunt la raft? Păi, noi ar fi trebuit să cerem și trebuie să cerem în continuare reducerea taxării pe muncă. Noi muncim mult și plătim foarte mult la stat. Ei bine, guvernul nu se gândește să ne reducă taxarea pe muncă astfel încât să ne crească și nouă puțin veniturile, nu. Dimpotrivă, vine cu taxe și impozite noi. Ceea ce, sigur, în foamea bugetară pe care o are guvernul acum, pare o măsură
corectă din punct de vedere financiar. Însă, în politică, 1 plus 1 nu dă întotdeauna 2. Deci dacă mărești o taxă unui român, asta nu înseamnă că vei aduce mai mulți bani la buget. Dimpotrivă, riști ca el să treacă cu munca la negru și să nu colectezi nici măcar cât ai colectat în ultima lună. Bun, am văzut ce se întâmplă pe scena politică. Aș vrea să vedem ce se întâmplă în justiție. Fostul ministru de interne, Gabi Oprea, a fost achitat definitiv în dosarul polițistului Bogdan Gigina. Sentința este, așa cum am spus, definitivă. Da, vorbim de o sentință definitivă și știu că circulă această butadă că sentințele nu se comentează. Ei bine, ele se comentează. Asta nu înseamnă că nu respectăm decizia instanței sau că putem noi să facem ceva, să dăm peste cap un verdict al unui judecător. Nu, este o decizie definitivă, achitare în acest caz. Rămâne moartea nedreaptă a unui om care îi deschidea coloana oficială lui Gabriel Oprea, însă n-am văzut decența politică de care să dea dovadă fostul vicepremier și președinte al UNEPR Gabriel Oprea. El spune că sunt dosare politice care i-au fost făcute datorită elanului pe care îl căpătase micul său partid, UNEPR. Îi repet domnului Oprea, îi reamintesc domnului Oprea că partidul său n-a candidat niciodată singur în alegeri. Să vedem și noi care e valoarea politică a domnului Oprea. De 1%, de 3%, poate de 10%. Nu. Domnul Oprea, prin partidul său politic, a fost tot timpul o lipitoare care s-a agățat ca un breloc, ba de PSD, ba de PNL. Mai bine. Da, în ce combinație politică i-a fost mai util, astfel încât să ajungă în Parlament și să ajungă la guvernare. El așa a ajuns ministrul apărării, ministrul de interne și vicepremierul României, agățându-se de un alt partid care să-l tracteze spre Parlament. Deci, dincolo de retorica politică, rămâne nevinovăția juridică a lui Gabriel Oprea, dar și balastul politic pe care el l-a adus pe scena publică. Și noi cu siguranță rămânem cu ochii pe tine. Sâmbătă, ora 12, Insider Politic, cine vine? Da, chiar merită să rămâneți acum sâmbătă cu ochii pe rămânem mine, pentru că e o ediție specială. Vine Andrei Ursu, fiul dizidentului Gheorghe Ursu. Gheorghe Ursu a fost omorât, pentru cine nu știe, a fost omorât de securitate. A fost un dizident în adevăratul sens al cuvântului, nu unul ipocrit, nici unul de catifea. A fost omorât în bătaie de securiști. Ei bine, acei securiști astăzi iau pensie specială, sunt în viață, profită în continuare de avantajele oferite nedrept de statul român și vor ajunge, au ajuns în fața instanței, joi vor avea termen final într-un proces care se întinde pe mai mulți ani. Așadar, Sebastian Zacma, suntem cu ochii pe tine, sâmbătă, ora 12, Insider Politic, mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Mergem mai departe, panică la New York, o macară a luat foc și s-a prăbușit în Manhattan, iar cel puțin 6 oameni au fost răniți, printre ei 2 pompieri. Imagini se vede cum îngroziți oamenii fugare încotro. Macaraua a fost instalată pentru construcția unui zgârie nori. Cabina a luat foc, iar brațul s-a prăbușit. Macaragiul a încercat să stingă incendiul, dar speriat de flăcări a fugit și el. Pompierii încearcă acum să stingă incendiul dintr-o altă clădire. Vestea serii vine din showbiz și Sinead O'Connor a murit. Mai multe publicații din Marea Britanie au făcut anunțul. Cântăreața în vârstă de 56 de ani a avut și o ultimă postare în social media în care făcea referire la fiul ei care a murit în urmă cu 18 luni. Până acum nu a fost declarată cauza morții. Artista a urcat pentru prima dată pe scenă la vârsta de 15 ani. Iar cea mai cunoscută melodie a ei a fost și rămâne Nothing Compares to You. Kevin Spacey a fost găsit nevinovat de judecătorii de la Londra. După aflarea verdictului, actorul a părăsit sala de judecată în lacrimi. Vedem imaginile. După o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi. Vă aștept!
Ar fi trebuit să aibă grijă de fondul de vânătoare pe care le administrau, dar au fost prinși la braconaj. Este vorba de trei angajați ai Ocolului Silvii Groși Țibleșului, care au fost prinși de polițiștii maramureșeni în timpul unui control rutier. În mașină aveau două arme de vânătoare și doi căprioare uciși prin împușcare. Valoarea prejudiciului este aproximativ de 5.000 de euro. Autoritățile au deschis dosar penal pentru braconaj și uz de armă letală fără drept. Armele au fost confiscate, la fel și căpriorii uciși. Unul dintre vânători este chiar fiul primarului comunei. Kevin Spacey a fost găsit nevinovat de judecătorii de la Londra. După aflarea verdictului, actorul a părăsit sala de judecată în lacrimi. I imagine that many of you can understand that there's a lot for me to process after what has just happened today. But I would like to say that I'm enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts carefully before they reach their decision. A fost achitat în toate cele 9 capete de acuzare care au fost formulate împotriva lui pentru infracțiuni sexuale împotriva 4 bărbați. În vârstă de 63 de ani a fost judecat pentru infracțiuni comise între 2004 și 2013 în Marea Britanie. Câștigător a 2 premii Oscar, Spacey pledase nevinovat pentru toate acuzațiile aduse. Și vorbim acum despre vreme. Cu toate informațiile vine colega mea, Roxana Gheorghean. Bună seara, Roxana! Te ascultăm! Bună seara, Ioana! Bun găsit tuturor! Pe continent, cerul va avea înorări, iar în jumătatea nord-vestică vor fi ploi însoțite de descărcări electrice și izolat este posibil să cadă și grindină. În rest, vremea va fi frumoasă. Temperaturile vor scădea ușor în zonele sudice, sud-vestice, sud-estice și central-sud-estice, dar vor crește în nord și în centru. Vântul va avea intensificări în estul, sud-vestul și în partea central-nord-vestică a Europei. În timpul ploilor, pe alocuri vor fi posibile vijelii. La Chișinău, mâine va ploua și vor fi cam 24 de grade. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Vineri vor fi 27 de grade, iar cerul va fi senin. Sâmbătă cerul va fi variabil, iar maxima va fi atât de 30 de grade. În România, mâine vremea se va răci semnificativ, chiar și în regiunile sudice, centrale și în cele estice, astfel că la nivelul întregii țări, maximele se vor situa între 19 și 28 de grade. Cerul va fi variabil, însă vor fi înorări, averse și descărcări electrice în regiunile sud-estice și la munte, local în est și cu totul izolat în restul țării. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, iar pe crestele montane, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră. Și în capitală se răcește, mâine vor fi cam 26 de grade, sunt anunțate ploi, tunete și fulgere și vânt destul de activ. Vineri vremea va fi frumoasă și se va încălzi, vor fi cam 30 de grade, iar cerul va fi mai mult senin. Sâmbătă vremea va deveni călduroasă, termometrele vor indica o maximă de 34 de grade, iar cerul va fi variabil spre senin. La munte temperaturile vor scădea, sunt anunțate ploi însoțite de descărcări electrice, cantitățile de apă vor fi însemnate, iar vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților meridionale, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră. La mare, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22-23 și vor ajunge până la 24 de grade, iar apa mării va avea cam 23 de grade, cerul va avea înorări și va ploua. Vântul va avea intensificări, rafalele vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră. Acestea au fost informațiile despre vreme, să aveți o noapte liniștită, numai bine, Ioana! Roxana, mulțumim pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seară, tot aici la Focus, de la ora 22. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi!